și ține de alegerile prezidențiale. Chiar și eu am vorbit de mai multe ori că există candidatul clar a Occidentului, Maia Sandu, da? Care îi vor ca ei încă o dată câștige mandat. La Ruș până amă era haos. Și haosul ăsta, Dodon, după informațiile care de țin nu m-au întărit. Ăsta iar a fost la Moscova. Și cel mai urât lucru, care încă o dată el a demonstrat huiz Dodon, asta că el public la televizor spune că ar fi un candidat bun Alexandru Stoianoglu, ca candidat apolitic, știi, care l-ar susține el. Și eu ți-o spun că pentru Stoianoglu, dacă ajunge el, spre exemplu, în turul 2, puteți voteze foarte mulți. Și pro-europeni, și anti-europeni. Deci acolo puteți fi o zbornă așa, destul de sănătoasă, știi, un antivot mai sănă. Și faci Dodon. S-a dus, s-a tras vă două fotosesii pe la Sankt Petersburg. O dovedit să ajungă și pe la Moscova. Aici, Stoianoglu, cu moraj, cu toată lumea, vorbește una, să duci la Moscova. Он нудный. Вы его не сможете контролировать. Он не хочет, человек, который не хочет к вам сегодня сюда приехать, достаточно, он тип старый, короче, и молодец, ты пункту не удивишь, не? Дичь, об тут спой чёрным прах, не? Короче, додон судос, о факу ден трансу варза шоцет, ну майка, Rușă să dea voie lui să candideze, că tu doar ai văzut până mă el, că ar fi bine un candidat a politic, sunească tăi astea încă o dată. Ia că asta e fața reală. Când la televizor spui una, pintuneric faci absolut asta. De asta ruși s-au făcut cruși, s-au săturat din negocierile astea, că îi făcea un nunt ușor. Lui Dodon nu-i plăcea rochea care ușoră îi dădea când să-l iei pe Dodon din nereasă. Lui Dodon nu-i plăce darurile lui ușor. Nu, căruși, acolo nu s-o prins. Deci, ca să înțelegi, până la urmă, rușul i-a dat dobro lui Dodon să candideze și el a să candideze. De asta, toate poveștile astea lui, mai departe, atât și-o cista săretic, el tipă a vrut, dar nu s-o prins și mai departe. De el, tot perioada asta, nu spune că trebuie alt candidat din cauza că rușii nu-i dădea voie să candideze. Amului cineva din Kremlin, știi cine a zis, ладно, иди. Да ты перс, лумая, как бы, я не, ну вот я буду бороться, я ток, я на интерьере царя скштик. Так вообще мне ж протесты не обработали, кум вас ли анулым пешили день диаспоры, ну короче. Кум я раел, а не ще, я кан, я рамон, к ела Москва, шти, я кашо рамас, я шан зовут диаспор. Шастас, плану, шалуй, шалу нормай, уами, дин антуражу, лумая санду, килвор, педудон, антуру дойка, дела дудон, mai a să câștige cel mai ușor încă un mandat a să aibă. De asta, din punctul meu de vedere, ați trebuie de avut grijă și să plece Maia Sandu, dar nici să nu vie vreun Dodon. Înțelegi? Adică astăzi trebuie să bocăniți amândoi. Da, este, nu este real ca să nu între niciunul dintre în turul 2. Dar cel puțin să-l tochim pe Dodon ca să iasă un alt candidat care într-adevăr s-o dă jos pe Maia Sandu, Dodon doar erau rușii, i-au interzis să candideze, că el, cac bă, samul domnului candidat la Maia Sandu. Și erau mai multe discuții, și la noi în țară, și în afară țării, despre candidat unii, candidat comun, și așa mai departe. Dodon era sigur, și deși vorbea despre Stoianoglu la televizor deschis, că era sigur că Stoianoglu nu vrea să candideze. А мой Стояногла, я готов. Как маргин депендент, с ума сучезнишь компартии, с ума богат с вами туда-сюда. О, Паш, Петру Додон, и паника. Ел дур, вот заслать телевизор, да? К елы гата сыл сыпь Стояногла. На самом деле Стояногла требует тушит, анцелечь? Ше судус, ше у факут, ше у май факут ел. Креди меня, цандат, чинч ласут, и денщеч, кунос, какого, по реземплу, ну, врау, сын деструк, сурсали. Că mărea să duc și a să le pui capac în cap la Moscova, la unul, la altul, știi, dar au făcut foarte urât încă o dată.